oamenilor și dorii, pacienți și aparținători. Iar pe dumneavoastră vă rog cu mare respect să vizităm, să prezentăm munca a întregii echipe a spitalului la Consiliul de Țean și a tuturor. Înainte de toate, vreau să vă urez bine ați venit la Botoșani, domnule ministru. Mulțumesc. Atât dumneavoastră, cât și tuturor invitațiilor prezenți astăzi aici. Este zi de sărbătoare, spun eu, pentru noi, pentru că suntem în fața unui doamn convenit. Spunea binele părintele, noi știți, toate investițiile pe care le-am pornit la Botoșani, le-am pornit în zi de mare sărbătoare pentru creștinătate. Și ne merge bine. Și așa vom face și în continuare. Am să o rog pe doamna dr. Ramona Goraleuc, șefa Unității de Finirul Sfântului, să ne facă o mică prezentare a noului sediu. Ramona, te rog. Mulțumesc tuturor că sunteți prezenți și pentru noi este o bucurie, atât pentru noi medici cât și pentru pacienți, pentru că am ajutat atât de mult să deschidem acest serviciu. Și o să fac o prezentare începând chiar din acest spațiu unde noi ne aflăm și se numește spațiul de triaj, de recepție mai exact, unde avem un birou care va fi, să zic așa, locuit de către 3 cadre de cadre, unul fiind medical mediu care va evalua succes pacientul, adică triajul mai bine exact, apoi vom avea registratul și asistentul social. Evaluarea pacientului se face de către asistent, conform protocolului și vom respecta, cum vedeți acolo, nivelurile de urgențe pe care ulterior acestor nivele vom introduce pacienții în spațiile de consultație. Este spațiul de resuscitare, de păd roșu, practic pacientul trebuie să aibă 0 minute de așteptare. Care poate să fie cu accesul